puteam găsi un cadru natural mai propice pentru prezentarea acestei mașini de luptă Jeep Wrangler, unul dintre automobilele de legendă 4x4. De fapt, este automobilul de la care toată lumea care nu cunoaște denumește generic orice autovehicul de teren Jeep. De aici se trage, de la acest Jeep, care are o istorie de 70 de ani, se fabrică din 1941 și ceea ce vedem noi acum în față este ultimul model Jeep Wrangler, care înglobează, bineînțeles, atât o tradiție în domeniu, cât și cele mai noi tehnologii în domeniul autovehiculor de teren. Sigur că nu mai pot să fac o prezentare așa cum ne-am obișnuit să vorbesc despre aerodinamică foarte mult. Aici este cu totul altceva, așa cum se vede, e practic un tank pe roți, așa și arată, ca o mașină de armată. O să încerc cumva să fac un mix între raportările pe care le fac eu în mod obișnuit la aerodinamică ținută de drum și destinația totuși exclusivă pe care o are acest vehicul. În cazul de față vorbim despre un autovehicul care, așa cum scrie și în prospectul Jeep, te poate duce oriunde. Anywhere e marca înregistrată a Jeep, acest concept Anywhere, adică în momentul în care ți-ai cumpărat un Jeep Wrangler, știi că te poți duce oriunde pe fața pământului cu el. E și din punctul meu de vedere mașina supremă în teren accidentat și o să vedem de ce spun asta. Despre exterior pot să spun că, în ciuda modernismului, păstrează liniile caracteristice acelui Jeep Willys din 1941, adică orice om normal care știe minimum de cultură automobilistică și un pic de istorie, când vede această mașină, știe că are în față un Jeep. Chiar dacă am luat acel Jeep de pe botul mașinii, oricine ar spune, ăsta e un Jeep. Pentru că mașina păstrează clar unele caracteristici care au băgat în istorie acel Jeep Willys. Ce vedem? În primul rând că mașina, chiar dacă este o variantă medie ca și performanțe în gama Wrangler, are o gardă la sol foarte mare și toate detaliile care se observă la nivelul capotei, parbrizului, bară parașoc, indică faptul că mașina a fost făcută doar pentru performanță, adică pentru a performa în teren accidentat. O să încerc să explic multele chestiuni care se văd la nivelul capotei și la nivelul exterior al caroseriei. Observăm un parbriz foarte aproape vertical, la baza căruia se află o balama. Un indiciu clar al faptului că, în caz de nevoie, parbrizul se poate rabata. Nu sunt foarte sigur în acest moment dacă mașina lângă care ne aflăm poate să ofere rabatarea parbrizului, însă acea balama are acest rol. Avem un hardtop care se poate de altfel scoate complet. Din păcate, vremea nu ne permite, ar fi fost extraordinar să putem face transformarea din vehicul închis în vehicul complet deschis, vehicul de vânătoare sau plimbare pe faleză. Vremea nu ne lasă, așa că o să ne mulțumim prin a vă explica sumar cum se face și cum ar putea arăta mașina după transformare. Ei bine, toate elementele care sunt prezente pe capotă și pe care altădată le-aș fi penalizat spunând că sunt împotriva logicii aerodinamice, aici au cu totul alt rol. Fiind o mașină de teren, nu este făcută să meargă cu 200 de km pe oră,
este făcută să meargă pe oriunde și să transporte cât mai mult bagaje și să permită de asemenea o servisare foarte ușoară, rapidă, fără complicații. Observăm două balamale și încuietori în același timp care țin capota. O să vedem că de acolo se deschide capota. În mijlocul capotei sunt câteva elemente, două tampoane de cauciuc și un fel de inel. În față, farurile rotunde, tipice Jeep, grilă de răcire a motorului, de asemenea tipică Jeep și cu o suprafață destul de mare, în spatele căreia se vede primul radiator pe care îl vedem acolo, este intercoolerul motorului, observați ce dimensiuni impresionante are. Bineînțeles, în spatele acestuia se află radiatorul de răcire al motorului și radiatorul de aer condiționat. Tot la partea frontală observăm o bară masivă cu rol multiplu, este construită din materiale foarte rezistente, e făcută în așa fel încât să suporte orice fel de șocuri cu pietroaie, bolovani, pământ, situații în care acest gen de mașină va intra cu siguranță pe parcursul duratei de exploatare. Observăm că mașina este echipată și cu faruri de ceață. Aici și pe extreme sunt semnalizatoare. În zona inferioară, undeva în partea dreaptă a vehiculului, avem un cârlig pe care îl putem folosi la remorcare sau în alte scopuri. Bara permite montarea de troliu și alte accesorii pe care iubitorii de off-road și 4x4 le cunosc foarte bine. În plus, observăm dedesubt un scut foarte puternic pentru zonele vitale ale motorului, cutiei de viteze, diferențiale. Un scut care, practic, în toate zonele sensibile este foarte bine prins și făcut în așa fel încât mașina să suporte orice fel de impact. Nu poți scăpa în momentul în care intri cu un astfel de vehicul în off-road, nu poți scăpa de izbituri neprevăzute sau lovituri pe dedesubt. Cei de la Jeep s-au gândit foarte bine și au încercat să protejeze cât mai mult zonele vitale ale acestui vehicul. Despre grila radiatorului nu am făcut mențiunea că cele 7 fante care se văd sunt tipice mărcii Jeep, deci vin, așa cum am spus mai devreme, din istorie. Toate grilele de Jeep au 7 fante. Și o caracteristică a acestui vehicul Jeep Wrangler este faptul că are aripi atât pentru roțile din față, cât și pentru roțile din spate, mult ieșite în afara liniei generale a caroseriei, fapt care sigur oferă o ținută de drum bună pentru că avem ecartament destul de lat, dar în același timp dă o imagine extrem de agresivă vehiculului. Imaginea agresivă se vede cu ochiul liber, nu trebuie să o mai explic. Un lateral la fel de tipic Jeep Wrangler, agresiv și complet modulabil. Ce înseamnă complet modulabil? Înseamnă că putem scoate ușile complet, putem scoate tavanul și de fapt hardtopul, ca așa se cheamă. Hardtopul poate fi demontat complet în așa fel încât vehiculul să rămână complet descoperit, aproape ca o decapotabilă, dacă vreți. Înăuntru, prin geam, nu știu dacă se observă, le vom filma mai bine din interior, există un fel de roll bar îmbrăcat într-un material de protecție care protejează, bineînțeles, vehiculul în caz de răsturnare și ocupanții săi. Ce observăm? Gardă la sol foarte mare, pneuri pe 17 inci de teren, distanță mare la pasajele roților,
practic permite montarea unor pneuri de dimensiuni foarte mari, în așa fel încât să poți configura acest vehicul pentru diverse terenuri, deșert, eu știu, zăpadă, Polul Nord. E o mașină care cu siguranță merge pe oriunde. Aceste praguri pe care le vedem instalate pe lateralul vehiculului sunt prinse într-un mod foarte ingenios, direct pe caroserie, sunt prinse foarte puternic, tocmai pentru a proteja vehiculul și integralitatea lui în momentul în care invariabil vei lovi bolovani de mari dimensiuni sau pietre sau maluri de pământ. Așadar, o mașină făcută pentru aventură. Brutalitatea cu care este construită și care se reflectă în exterior este cu totul și cu totul departe de ce vom găsi în interior, unde vom găsi un interior de mare lux, zic eu, și vom vedea că acest Jeep Wrangler nu este un fel de tractoraș de umblat prin noroaie, ci este o mașină extraordinară și pe șosea și în afara șoselei. Bineînțeles, se observă faptul că avem doar două portiere. Antena pentru sistemul audio este practic o sârmă din oțel care se înfiletează aici. Dacă ar fi fost din alt material, cu siguranță că s-ar fi rupt la prima intrare printre crengi sau chestii de genul acesta. Încă un detaliu care arată că mașina este construită pentru a fi exploatată la maxim în teren accidentat. La partea de jante pneuri, așa cum se observă, avem pneuri Goodyear, modelul nici nu ne mirăm, Wrangler. Sunt pneuri AT, cel puțin după cum le văd eu, însă au și inscripția M plus S, deci practic sunt niște pneuri de iarnă de teren. Avem aici și acel fulg cu muntele și M plus S. Pneurile au dimensiunea 245x75R17, indice de sarcină 110, indice de viteză T. Discuri de frână de mari dimensiuni, de altfel la nivelul de echipare Sahara, discurile de frână sunt mai puternice decât discurile de frână de pe versiunea Sport, care este versiunea de bază. Dacă ne uităm un pic, observăm un alt amănunt interesant și bănuiesc că nimeni nu se îndoia de faptul că Jeep Wrangler este construit pe șasiu separat, deci nu avem o caroserie autoportantă cum au majoritatea autovehiculelor de teren recente. Așadar, Jeep Wrangler rămâne unul din puriștii segmentului și menține caroseria pe șasiu, cea mai bună soluție pentru autovehicule 4x4. Se observă șasiul extrem de bine construit și robust. Și mai observăm amortizoare monotubulare, despre care o să vă vorbesc pe parcursul filmărilor, pentru că au niște caracteristici speciale. Sigur că prinderea este cu 5 prezoane, prinderea jantelor pe vehicul, discuri de frână ventilate pe puntea față și discuri pline pe puntea spate. Nici nu se punea problema să fie altfel la genul acesta de vehicul și la puterea dezvoltată de motor. Bușonul rezervorului se descuie și se încuie cu cheia vehiculului. Puntea față este de tipul rigid, codificată Dana 30. Cei care știu multe despre Jeep cunosc faptul că acel număr după Dana este evoluția practic a suspensiei, cu cât numărul e mai mare, cu atât este mai avansată. Deci pe față la acest model avem Dana 30 cu bară stabilizatoare, iar pe spate avem tot punte tip Dana 44, tot cu bară stabilizatoare. Greutatea totală a vehiculului
în configurația actuală este de circa 2 tone. Aproximativ, greutatea e foarte greu de stabilit în funcție de echipamentele pe care le ai pe vehicul. Iar în ceea ce privește capacitățile de trecere sau unghiurile de atac, degajare, rampă, ele diferă destul de mult în funcție de varianta de echipare cu pneuri. În cazul de față, la pneuri de 17 inci, avem un unghi de atac de 38,1 grade, unghi de rampă 25,9 grade și un unghi de degajare de 31,3 grade. Spuneam la un moment dat că o să vorbesc puțin despre ce înseamnă avantaje și dezavantaje ale tipului acesta de caroserie cu ampatament scurt. Sigur că în teren accidentat avantajele sunt evidente, având și consolele foarte scurte, oferă unghiuri de atac și degajare foarte bune. În plus, îți permite abordarea unor pante foarte, foarte abrupte, pentru că în momentul în care fața se ridică foarte mult și spatele rămâne jos, nu ai cu ce să atingi de pământ, cum s-ar întâmpla în cazul unui pick-up, de exemplu, care are ampatamentul lung. La gardă, la sol similară, pneuri similare și chiar și tracțiune integrală similară, un pick-up va fi întotdeauna dezavantajat de ampatamentul lung. Nu se va putea poziționa în așa fel încât să atace o rampă foarte accentuată. Ei bine, acest Wrangler poate să facă acest lucru. Principalul avantaj al ampatamentului scurt fiind acesta, că oferă unghiuri foarte bune de atac și degajare și în plus are capabilități extraordinare de cățărare datorită faptului că este o mașină compactă. La dezavantaje, pentru că există și dezavantaje, chiar și în teren accidentat, un ampatament scurt întotdeauna zdruncină mai mult pasagerii. Deci pe un parcurs foarte obișnuit, să spunem, de exemplu când mergi pe un drum de câmp, da, așa zisele drumuri agricole, întotdeauna o mașină cu ampatament scurt va reacționa mult mai agresiv decât reacționează o mașină de teren cu ampatament lung. Ampatamentul lung îndulcind cumva reacțiile suspensiei. Acest Jeep Wrangler nu face excepție, având un ampatament scurt, la deplasarea pe drumuri accidentate tinde să zdruncine foarte mult și să zgâlțe în același timp semnificativ mai mult decât în cazul unei mașini cu ampatament lung. E surprinzător uneori pentru cine nu este obișnuit cu un astfel de comportament, pentru că practic mașina reacționează foarte violent la obstacole mărunte, absolut nesemnificative, însă se datorează ampatamentului scurt, faptului că nu mai poate prelua caroseria și ampatamentul, oscilația pe care o produce suspensia atunci când lovește sau calcă într-un obstacol, gen treci peste un bolovan sau te lași cu mașina într-o groapă, nu de foarte mare adâncime. La un ampatament lung se preia mult mai bine acest aspect. Deci ăsta ar fi unul din dezavantajele ampatamentului scurt. În orice caz, orice om care știe câte ceva despre 4x4 știe că adevăratele mașini 4x4 sunt cele cu ampatament scurt. Niciodată nu vor putea fi întrecute la competiții extreme sau la încercări extreme de o variantă de vehicul chiar similară, dar cu ampatament mai lung. Un alt dezavantaj al ampatamentului scurt îl regăsim și pe șosea. Același lucru pe care îl explicam vis-a-vis de drumurile agricole se întâmplă și pe șosea. La rularea pe șosele denivelate, mașina tinde să țopăie mai mult decât o mașină cu ampatament lung. Astea sunt singurele dezavantaje clare ale ampatamentului lung. Și un avantaj foarte mare și care se simte extraordinar la acest Jeep Wrangler este faptul că datorită ampatamentului scurt virează foarte rapid, uneori mai rapid decât te aștepți. Chiar pe mine unul m-a surprins de multe ori. La cât de mare este mașina și grea, te aștept să fie mult mai greoaie în manevrabilitate și nu este. Având ampatamentul
să zicem că tinde spre o formă pătrată aproape a așezării roților. Deci dacă ne imaginăm roțile privite de sus, ele sunt încadrate aproape într-un pătrat. Partea din spate, un haion, dacă putem să-l numim astfel, aproape vertical, dar nu este corect să spunem haion, pentru că începând din această zonă și până în față este vorba de un hardtop din trei bucăți care se poate demonta complet. Ce remarcăm la partea din spate? Pe lângă elementele aproape caracteristice, dacă vreți, unui vehicul militar, respectiv stopuri cu șuruburi aparente, deci care se pot demonta foarte ușor, nu necesită acces prin interior sau eu știu ce manoperă elaborată. Pur și simplu vii cu șurubelnița, desfaci, schimbi becurile, pui la loc și strângi șuruburile. Roata de rezervă montată exterior, de asemenea, permite o rezolvare a unei pene de cauciuc foarte rapid. Iar o gardă la sol semnificativă și în partea din spate, în plus ca și în față, console foarte scurte. Vom vorbi imediat despre avantajele și dezavantajele lor. Numărul de matriculare poziționat jos. Cel de-al treilea stop foarte interesant montat în zona din spatele roții de rezervă. O chestiune care mie mi se pare extraordinară. Hardtop-ul conține și luneta, cu tot cu motorașul de acționare, cu fire, mufe. Repet, ar fi fost foarte interesant să putem, dacă vremea ne-ar fi permis, să putem demonta acest hardtop. Nu era o chestie chiar foarte dificil de făcut, însă nu vreau să expun vehiculul inutil ninsorii sau, eu știu, poate să plouă, să ne prindă cu mașina descoperită. Și în spate o bară parașoc foarte puternică, se vede că este foarte rezistentă și conține încă două lămpi. Probabil vom vedea la filmările de noapte stopuri de ceață conține și s-ar putea și ochi de pisică pe extremități, așa îi văd eu. Un cârlig de remorcare în stânga și eșapamentul aparent în zona din dreapta.